Posturile de asistenți medicali din spitale rămân neocupate în ultimul timp. Asta pentru că tot mai mulți candidați sunt nepregătiți, deși termină o școală postliceală. Conform unui studiu realizat, absolvenții nu reușesc să comunice cu pacienții, nu știu să facă o perfuzie, o injecție sau să recolteze sânge. Din acest motiv, sindicaliștii din sistemul sanitar cer schimbarea legislației, astfel încât asistenții medicali să fie obligați să ia examenul de bacalaureat odată cu terminarea școlii postliceală. Liceale. În România sunt peste 200 de școli postliceale sanitare, iar legea le permite celor care termină liceul să ajungă asistent medical, chiar dacă nu au luat bacalaureatul. În Europa sunt țări în care, fără diplomă de bacalaureat, absolvenții nu pot fi asistenți, doar infirmieri.